Tragedie vineri seara pe centura ocolitoare a orașului Drobeta, Turnul Severin. Un bărbat de 50 de ani din Mehedin și-a găsit sfârșitul în urma unui dramatic accident de circulație în care a fost implicat fără să aibă vreo vină. Omul se pregătea să facă un viraj la stânga, moment în care autospeciala pe care o conducea a fost acroșată de un autotren condus neatent de un șofer turc și a fost proiectată într-un alt autoturism. Ambele mașini au fost aruncate în regola de pe marginea drumului. Bărbatul din camionet a murit pe loc, iar alți doi colegi ai săi au fost răniți și transportați la spitalul județean. Bărbatul, care mai era cu doi colegi în mașină și transportau fier vechi, circula pe centura Severinului și oprise pe axul drumului cu intenția să facă un viraj la stânga, dar a întârziat pentru că din față venea un alt autoturism. Din spatele său circula cu viteză un autotren condus de un șofer turc. Acesta nu a putut frâna la timp ca să evite impactul și a acroșat utilitara oprită, proiectând-o pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism. Am păstrat tirul, distanța, a dat un camionetă și camionetă m-a acroșat pe mine. Ai lovit? Ai speriat? Nu m-am lovit. Din ăștia tot se trece. Dar tirul cum? N-a venit viteză sau? N-a păstrat distanța, simplu. A avut vreo 60-70, a avut. Cel cu camioneta a vrut să se bage, să facă stânga și... Se asigurase? Da, se asigurase. Se asigurase și n-a păstrat tirul distanța. Și tu cum ai ajuns? Am încercat să evit cât am putut. Dacă nu o evitam, putea să fie frontal și m-a lovit pe partea stângă, ușe, spate. Și apoi ai căzut în șanță. Și da, m-au răsturnat în șanță. Conducătorul unui autotren înmatriculat în Turcia nu a observat că în fața sa era oprit un auto-utilitară marca Volkswagen, care semnaliza intenția de a vira stânga și a intrat în coliziune cu aceasta. Din impact a rezultat rănirea a doi pasageri din autoutilitară Volkswagen și decesul conducătorului auto. Pompierii de la descarcerare și mai multe ambulanțe au ajuns la locul accidentului. Pentru șoferul utilitarei, medicii nu au mai putut face nimic. Doar cei doi colegi ai săi au fost transportați la spitalul județean Drobeta, Turnul Severin. Detașamentul de pompieri Drobeta, Turnul Severin a intervenit pe centura ocolitoare în dreptul Dudașul Cernețului la un accident rutier produs între un autovehicul autoutilitară și un tir. Din accident au rezultat trei victime, una din păcate declarată decedată de către medicul SAJ, două fiind transportate la UPA. Șoferul turc s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă. El a fost testat de polițiști, dar nu consumase băuturi alcoolice.